Bună ziua, iată la nucleul de lângă el. Vreau să vă arăt când deschizi tubul, de unde știi că e matca împerecheată. Ia priviți ce se vede aici. Faguri construiți pe ramă. Iată ce frumos au construit. Și acesta e un nucleu foarte puternic. Iată ce puternic este. Foarte frumos arată nucleul și 90% matca este în perete. Trebuie să umblu cu foarte mare atenție la acest nucleu, fiindcă trebuie să scot diafragma și la pofta lui de construire care o are. Va trebui să aduc o foaie. O să aduc o foaie și lui. Iată ce frumos arată, adică pentru un începător. Când vedeți, faceți nucleele. Eu în primii ani făceam nucleul pe o ramă. Am renunțat la acest lucru. Fac nuclee mai puține, pe mai multe rame. Iar când se împerechează matca într-o parte sau în cealaltă, nu. Atunci unific acel nucleu prin metoda care ați văzut-o în filmul anterior. Sunt ouă, deci matca este împerecheată. 100% este împerecheată matca și cum v-am spus, nici nu trebuie să umbli la rame ca să-ți dai seama de acest lucru. O caut și pe mătcuță. În momentul în care sunt ouă, există și mătcuța, să știți. În acest moment putem da. Aer a construit, o scoate diafragma. Ca să fac loc să aduc o foaie. Mulți pe diafragma sunt cumva să fie matca pe ea. Deci cu această cantitate mare de albină o dăm în foaie și peste o săptămână când se maturizează puietul, va deveni larvar. Atunci o să aducem și puiet căpăcit, câte 2 ore. Și astfel se transformă foarte repede în familie bună de iernă. Așa am pus eu în plan anul acesta să fac. Familii donatoare sunt cele cu măci bătrâne și care le vom schimba. Iar nucleele acestea, unde s-au împerecheat mătcuțele, iată ce de albinuță. Această albinuță este datorită puietului adus, când am format nucleele, puietul căpăcit. Și bineînțeles, sănătatea albinei contează foarte mult. Am și nuclee mai slăbuțe. Știu că matca este pe undeva. Voi aduce o foaie și
probabil să văd ce este în partea stângă. Să aducem o foaie care are poftă de construit. Gata, am adus foaia, o introduce. În vreo 5 zile va fi și construită și o oată și aducem și puie. Putem să spunem că acesta este deja un roi. Din nucleu s-a transformat în roi în momentul în care s-a împerechea mătuța și are această cantitate de alb. Bun, am prezentat și acest roi de plăcere care mi-a făcut acest roișor. Bine, numai bine.